bine știți, Cernavodă a fost pe cod roșu, sau nu știți noastră. A fost pe cod roșu Cernavodă, în restul județ a fost pe cod portocaliu. Ne-au căzut cele două străzi, sau cel puțin aceste porțiuni de străzi au căzut. Este vorba despre strada Răzoarelor și avem Pictor Grigorescu. După ce am constituit comandamentul pentru situații de urgență, am cerut ajutorul prefecturii, am fost la prefectură, am solicitat și la nivel de prefectură constituirea la nivel de județ. Am fost și am prezentat situația clară din teren, ne-am făcut toate documentele așa cum trebuiau fi făcute și nu vă ascund, dar trebuie să recunosc că am fost sprijinit. Chiar am fost sprijinit de prefectură prin faptul că împreună am făcut documentația pentru guvern și am primit pentru situații de urgență 614.000 de ron în două săptămâni. Ne-am mișcat foarte repede, banii sunt deja în cont, motiv pentru care noi trebuie să facem o reabilitare totală și pentru totdeauna acestei străzi. Aceasta este strada Răzoarelor, după cum vedeți, lucrarea a început. Și mai este și cealaltă de pe Pictor Grigorescu, unde acolo lucrurile sunt mai greu de realizat pentru faptul că ea este într-o zonă de terasament și se lucrează mai mult la lopată și la roabă. Aici se pot folosi utilajele, dar asta nu înseamnă că nu le rezolvăm. După cum vedeți, era ziduș, nu era așa ceva, după cum vedeți așa era, ceva de genul ăsta. Nu știu. Cred nu, că... Parcă era mai lângă stradă? Nu, aici nu era. Nu, aici era un zid din piatră. Era un zid din piatră prins cu... Nu știu dacă era ciment. Cred că era un fel de nisip de la de gherghina. Uitați, ceva de genul acela era. Și... acum facem un zid adevărat. Dacă tot... Da, o să iasă lucrare trainică. Chiar aveam nevoie... Practic toată Cernavodă ar trebui să aibă asemenea ziduri, pentru că este pusă pe numai pe terasă și casele, după cum vedeți, sunt puse... Da, și... Diferența de nivel este mare. Nu ai ce să faci. Toată Cernavodă este un oraș de 20.000 de locuri, dar ei sunt concentrați pe o suprafață de 700 de hectare. Deci noi suntem foarte concentrați și nu avem ce să facem. Și onor guvernul PSD ne-au luat mutenei, ne-au luat bani. Și pur și simplu am rămas cu toate studiile făcute și cu toate documentațiile și cu toate actele pentru cele două străzi și ne-am blocat. Și acum avem nevoie la rectificare să vedem dacă ne rămân ceva bani să începem această stradă, pentru că era ca și termen. Era toamna aceasta. Este vorba despre strada Energiei, este vorba despre strada San Sebastian și strada Căzării. Și pur și simplu închideam acest cartier. Această stradă este strada Panai Cernă, haideți să mergem puțin acolo. Acum asta este un strat de egalizare. După cum vedeți, ea, când este termenul de finalizare acestei străzi? Două săptămâni. În două săptămâni această stradă va arăta ca cea pe care am fost și am văzut-o mai devreme, ca cea din de sus, ca Gheorghe Doja. Da. Ea va fi cu trotuar, cu asfalt.
acesta anul trecut a fost rezolvat, după cum vedeți, ușor, ușor el se închide, așa, ca și tot ce înseamnă infrastructura. Da, 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 da. Anul acesta am stat foarte mult pe proceduri. Procedurile ne împiedică. Timpul de așteptare, documentele pe care trebuie să le facem și, în primul rând, contestațiile. Sunt cei care contestă și te împing cu luni de zile și ne opresc activitatea. Motiv pentru care noi trebuie să stăm, nu avem ce să facem. Pur și simplu. Și facem decât activități pregătitoare. E, acum, începând de luna aceasta, sper să terminăm cu toate contestațiile ca să putem să finalizăm ceea ce ne-am propus ca și obiectiv, pentru că există un grafic. Sunt centre de colectare a resturilor menajere la cetățeni. Sunt acele cubele care vor intra în număr de 3, unde sunt mai mulți locatari. Sunt în număr de 6. Se vor monta niște platforme hidraulice pe care aceste tomberoane vor sta. Mașina de gunoi vine și se conectează la sistemul hidraulic și din această groapă ies practic aceste lăzi. Se golesc, se pun la loc și în momentul următor ele se duc înapoi în subteran. Aici, la suprafață, va fi decât o simplă platformă cu pavele frumos făcută, iar la suprafață vor fi decât trei cutiuțe de inox prin care gunoiul menajer va fi aruncat de către cetățean. Deci dispare absolut totul. La suprafață nu vor fi, exact cum este cutia de poștă. Așa vor fi trei, pe care vom pune plastic, menajer și hârtie. Nu, ele sunt în total 54 de astfel de centre de colectare. Luna aceasta, până la sfârșitul lunii, vor fi date în folosință cele 10 existente în tot orașul. Ele sunt deja în tot orașul, sunt 10 existente. Și dacă vă uitați acolo, sunt camere de luat vederi pentru fiecare astfel de sistem. De ce? Cetățeanul nu mai poate să vină cu sacul, să pună resturi vegetale, să-și aducă el mobila. Nu, pentru asta trebuie să plătească, trebuie să-și facă contract, să vină să-l ia centrul de colectare. Aici este decât resturi menajere la pungă, selectate, decât 60 de litri sacii aceia vor intra, trebuie să ne cerbizăm puțin. Iar cei care vor greși sau care vor ignora apelul nostru, acea cameră îi vor registra, vor fi pentru început avertizați, după care vor fi sancționați.